Bună seara, dragi prieteni, am alături pe Cătălin de la Partizan. Bună, Cătălin! Bună seara! Cum s-a desfășurat meciul în seara asta? Mai frumos, meci bun, am căzut un pic fizic. Păcat că am condus la pauză cu 3-2. Cam asta a fost. Am căzut, nici n-am avut schimbări, am lipsit câțiva băieți. Ne-a prins la sfârșit și asta a fost. Care crezi că a fost avantajul echipei adverse? De ce au reușit să vă învingă în seara asta? A fost mai bine odihnit, mai fresh, cum să zic. Mult mai fresh. Ce schimbare veți face voi pentru a progresa? Am făcut schimbare, mi-am dat afară pe Ieremia Cristian, care ne cam stricat lotul și gata. Acum începe mult mai bine. Tot o să fie bine. Următoarele etape, cum se vor desfășura în viziunea ta? Tot așa, jucăm tare, dăm gol, vrem să câștigăm. În seara asta a reușit ceva să iasă în evidență de la vreuna dintre echipe? Fără să fiu, cum să zice, așa am gândit. Eu am cam dat 4 goluri, cred că eu am fost omul. Am înțeles. Mulțumesc mult și mult succes pe viitor. Mulțumesc frumos. Seara bună. La fel. Iar voi nu uitați să dați like paginii noastre de Facebook, Liga Prieteniei, și să vizitați site-ul nostru oficial, ligaprieteniei.com. Ne mulțumim de asemenea sponsorilor noștri, Brotac Medical Center, Eden Total Care și Civita. Pa-pa! Brotac Medical Center este una dintre cele mai cunoscute clinici în domeniul serviciilor de îngrijiri și recuperare medicală. Activitatea noastră în top recunoscută este susținută de un laborator propriu de analize și împreună cu doctori specialiști avem în grija noastră un număr foarte mare de pacienți. Formatul nostru multidisciplinar oferă o gamă completă de îngrijiri și reabilitare medicală. Brotac Medical Center. De peste 10 ani pentru sănătatea ta.